Bancnotele și monedele reprezintă forma obișnuită de numerar în toate sistemele monetare moderne. Desigur, mai există și criptomonede, un tip de monedă digitală, virtuală, nebancară, folosită de asemenea pentru a oferi plăți. Orice mijloc bănesc nu am utiliza, este bine să o facem corect, dar și să ne exprimăm corect. Monedă sau monetă? Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. Monedă. 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 Urmează cursurile monedă și credit. Chiar port în geantă o monedă de, eu știu, străină ceva. Astăzi, de exemplu, cursul valutar sau moneda este puțin ridicat. Monedă. 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 Am găsit o monedă afară. Monedele sunt foarte puțin apreciate. Monedă națională. Monedă. Cu T sau cu D? Cred că e cu D, cu D, monedă. O monedă cu euro. Împrumută-mi, te rog, o monedă. Monedă. Am găsit o monedă de 10. Monedă. Cu acești... Nu, nu, monedă. Răspunde cu acești monedă, da. Monedă. Monedă. Substantivul monedă vine din limba italiană și are următoarea definiție. Bani de metal care are sau a avut curs legal pe teritoriul unui stat. Mărunțiș. Bani de metal de obicei de valoare mică. Bucată de metal bătută din autoritate suverană, servind comerțului. Versiunea monedă, mai puțin folosită, este considerată arhaică și regională. Atunci când vorbim despre sistemul monetar, emisiunea monetară, monetărie, vom scrie și pronunța T, iar în cuvântul monedă și toate derivatele lui D. Și acum câteva exemple. Odată cu apariția monedelor, au luat naștere primele semne de organizare monetară. Primele monede au fost bătute în Asia Mică, dintr-un aliaj natural de aur și argint. Moneda este un instrument social-politic indispensabil oricărei economii. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.